piesa, după cum o vedeți, are cumva o formă rectangulară. Are o cotă de 120 și aici mai are o cotă de 114 și vedeți că mai apare încă o cotă de 199 pusă între paranteze. Ea are cumva o formă rectangulară, însă se observă că aceste două cercuri, două arce de cer de la capăt, acesta de raz 100 și acesta de raz 100, au același centru. Deci când vom începe să desenăm schița care stă cumva la baza piesei, voi porni de la un cerc și nu de la un dreptunghi. Haideți să vedem. Deci mă duc în meniul Start, Mechanical Design, Part Design. Voi alege aici un plan, planul XY. Voi intra într-o schiță folosind pictograma Sketch. Și în această schiță, așa cum spuneam, voi desena un cerc care are centrul chiar în origine și diametrul cercului, spuneam că raza este de 100, deci diametrul cercului este de 200 de milimetri. Voi trasa două linii orizontale, e vorba de această linie și de această linie, aflate între ele la distanța de 120. Deci prima linie, am luat instrumentul Line, voi trasa aici o linie. Voi pune o constrângere dimensională între ea și axa orizontală. Dacă distanța între cele două linii este de 120, aici valoarea pe care trebuie să o introduc este de 60, dar pot să scriu și 120 slash supra 2. Da? Când apăs butonul OK, vedeți că valoarea care apare este de 60 de milimetri. Sigur, linia aceasta orizontală o selectez, se face portocalie și am aici un buton Mirror. Este un instrument care îmi creează încă, în cazul ăsta, îmi creează încă o linie la distanță egală față de axa orizontală. În loc de Mirror, dacă aș folosi celălalt instrument care urmează în listă, și anume Symmetry, linia de aici ar fi fost desenată jos, ar fi fost copiată jos și ștearsă de aici. Deci, practic, linia aceasta care este selectată cu portocaliu ar fi fost mutată de aici, undeva aici, simetric față de axa orizontală. Dar vom folosi totuși instrumentul Mirror, astfel încât voi avea două linii, una aici și una de desubt. Între cele două linii voi avea distanța de 60 cu 60, adică de 120. Am selectat linia, selectez axa orizontală și iată și cealaltă linie în construcție Mirror. Bun. Dublu clic pe guma Quick Trim și șterg aceste elemente. Sunt niște capete de linii și două arce de cer. Și am dezactivat guma apăsând încă o dată pe gumă. Dacă vreți să vedem dacă profilul nostru este complet constrâns și închis, putem să mergem în meniul Tools, la opțiunea Sketch Analysis și vedeți că aici profilul este închis, este format din patru curbe, sunt practic cele două linii și cele două arce de cerc și putem să dăm aici Close și este în regulă. Putem să ieșim din schiță folosind pictograma Exit Workbench. Și acum să ne uităm la înălțimea de extrudare. Observăm aici că înălțimea totală a piesei, mă uit în secțiunea A, înălțimea totală a piesei este de 45. De jos de aici până undeva sus este de 45. Dar de asemenea mai observ aici o distanță. Este înălțimea acestui bosaj de 15. Deci, practic, grosimea piesei în această zonă este de 45 minus 15, adică 30 de milimetri. Deci, practic, acestui contur, îi voi da instrumentul Pad și aici, la înălțime, pot să scriu 45 minus 15. Când apăs pe OK, apare 30 de milimetri.
Această piesă are la colțuri 4 acordări pe raz 18. Uitați-le, acestea sunt. Aceasta în cele 4 colțuri și de asemenea mai sunt aceste racordări ale suprafeței de sus, care sunt, din ce văd eu aici, de rază 10. Deci am o dată rază 18 și mai am aici o dată rază 10. Deci voi selecta colțul acesta. Colțul selectat apare cu culoare roșie. Rotez portul de vedere astfel încât să văd și celelalte 3 colțuri. Țin control apăsat. Selectez a doua muchie. Rotesc. Țin control apăsat. Selectez a treia. Și, bineînțeles, a patra muchie. Mă voi folosi de instrumentul Edge Fillet și introduc aici valoarea de 18 mm, așa cum spuneam, această valoare trecută pe desenul de execuție aici. Deci 18 mm. Acum, spuneam că fața muchiile feței plane de sus sunt racordate cu rază de 10. Este foarte simplu, poți să selectezi una dintre muchii. Această muchie se face cu culoare roșie. Dacă dau Edge Fillet și aici am opțiunea de tangență bifată, celelalte muchii care sunt prelungire se selectează toate. Și aici introduc valoarea de 10 mm. Trebuie să dăm un preview înainte și apoi OK. Și am obținut prima formă solidă a piesei. Observăm că în interior piesa prezintă o cavitate. Se observă foarte bine în secțiunea A, dar și în secțiunea BB. Se observă aici că această piesă conține în interior o cavitate și că peretele piesei în zona aceasta laterală și deasupra este de 6 mm. Sunt mai multe variante de a obține această cavitate. Cea mai simplă ar fi să folosim instrumentul Shell. Acesta este o cutie. Vedeți, se observă o oarecare grosime la pereți. Instrumentul Shell. Sunt întrebat ce față sau ce fețe vreau să înlătur. Păi aș vrea fața de jos. Vedeți, o selectez, se face de culoare mov. Și mă întreabă grosimea de perete la interior. Spuneam că este vorba de 6 mm. Pot să-i dau aici OK. Și o să vedeți că a fost extrasă un anumit volum din acest prim element solid, astfel încât peste tot, că este vorba de acest perete, de acest perete, de acest perete, de acesta și așa mai departe, au căpătat o grosime de 6 mm. Piesa mai prezintă aceste 4 bosaje de aici, cele 4, care au și niște găuri de trecere pentru șuruburi. Și haideți să desenăm unul dintre ele și apoi să le și multiplicăm. Putem să începem desenarea acestor bosaje de pe această suprafață de aici. Deci voi face click pe această suprafață plană, voi intra într-o schiță și voi desena un cerc undeva aici. Cercul acesta trebuie să aibă diametru de 26. Am făcut dublu click ca să editez valoarea, 26. Din reprezentarea de aici observ că centrul cercului este pe această muchie. Deci constrângere. Fac click pe centrul care este centrul cercului. Fac click pe această muchie. Între ele mi se oferă o distanță. Voi face click dreapta și voi alege opțiunea de coincidență. De la capătul piesei, de la unul dintre capetele piesei, să zicem de la capătul acesta, până la centrul cercului, am o distanță de 43. Deci pot să mut
cercul acesta aici, dacă doriți, sau pot să las aici și zic de la această muchie până la centrul cercului, vedeți că distanța îmi este dată oblic. Da? Voi face click dreapta și îi spun că doresc să îmi dea distanța pe orizontal. Da? Și aici am valoarea de 43, așa cum spuneam. Dublu click, 43. În acest moment pot ieși din schiță. Am desenat, deci, un cerc. Înălțimea de extrudare pentru acest cerc este vizibilă în secțiunea BB și este de 35 de mm. Voi da pad. Apăsând pe vârful săgeții sau apăsând pe acest buton Reverse Direction, schimb sensul de extrudare și de aici, din câmpul Length, introduc valoarea cu care voi extruda acel bosaj. 35 de mm. Îi dăm OK. Acum se observă că bosajul, așa cum spuneam, prezintă o gaură. O gaură de FI12. Ca să facem gaura, mă voi folosi de instrumentul Hole și voi face click pe fața de sus a bosajului. Mă voi folosi de această pictogramă Positioning Sketch pentru a stabili cu precizie centrul găurii. Deci click pe Positioning Sketch. Vedeți, centrul găurii apare ca un asterisk alb. Acest asterisk pot să-l apuc cu mouse-ul și să-l deplasez în ce poziție doresc. Voi zice constrângere. Voi face click pe asterisk. Voi face click pe muchia circulară. Voi face click dreapta. Și voi alege opțiunea de concentricitate din meniul contextual. Am părăsit schița. Spuneam că diametrul unei găuri este de 12 mm și se observă foarte bine în această secțiune BB. Se observă că fiecare dintre cele patru găuri sunt sau fiecare este străpunsă. Cele patru găuri sunt străpunse. Deci diametrul de 12. Aici, în loc de blind, voi alege up to next, pentru că este o gaură străpunsă. Pot să și verific asta, este bine și zicem aici OK. Ce se mai observă? Se mai observă că fiecare gaură are câte o teșitură de 1,5 ori 45 de grade pentru muchia de sus, deci din partea de sus a bosajului. Deci această muchie. O selectez și voi da de aici chamfer cu, așa cum spuneam, 1,5 ori 45. Deci 1,5 ori 45 de grade. De asemenea, fiecare bosaj are această muchie. De aici este racordată cu rază 2. Se observă destul de bine și pe reprezentarea tridimensională, dar și în această secțiune BB. Deci muchia de aici o racordez folosind deci filet cu rază 2 mm. Și am creat primul bosaj. Primul bosaj care a început cu sketch 2, apoi pad 2, hole 1, chamfer și edge filet. Piesa prezintă 4 astfel de bosaje, așa cum spuneam. Și atunci, va trebui să selectăm, voi selecta pad 2, voi ține shift apăsat, tasta shift apăsată, și voi selecta edge fillet 3. Deci, practic, am selectat toate elementele în arborele de specificații care au condus la crearea primului bosaj. Ori din această bară de instrumente, voi alege Rectangular Pattern, ori pot să merg în meniul Insert, Transformation Features și aici să aleg opțiunea Rectangular Pattern. Este absolut același lucru. Dacă tot am deschis meniul, o voi alege de aici. Mă întreabă ce
obiect sau ce obiecte să fie implicate în această operațiune pattern. Văd că am deja patru obiecte selectate, patru elemente selectate, sunt acestea de aici. Dacă vreau să le văd, să le verific, să le văd, pot să apăs pe această pictogramă și pot să fac o verificare. Path 2 este aici, hole 1 este acesta, chamfer 1 acesta și, bineînțeles, edge file 3. Este bine. Pot să-i dau close. Acum mă întreabă să specific care este elementul de referință. No selection. Voi face click pe fața de sus. Să știți că pot face click și pe fața de sus. Pot face foarte bine click și pe planul XY. Este absolut același lucru. Sunt două fețe plane paralele. Voi face click pe fața de sus. Mi se pare mai logic. Și am două taburi. First direction și second direction. Pe prima direcție, așa cum apare aici, dacă vă uitați, aici apar două săgeți. Prima săgeată are, se vede aici, are un 1, deci este pentru first direction. A doua săgeată are un 2, se referă la a doua direcție. Pe prima direcție, distanța între două bosaje este de 114, iar pe a doua direcție, distanța între două bosaje este, bineînțeles, de 120 de milimetri. Deci aici am două instanțe. Distanța pe prima direcție spuneam că este 114. Pe a doua direcție am tot două instanțe și aici distanța este de 120 de milimetri. Dacă dau un preview, se observă că bosajele de pe a doua direcție se află în afara piesei. Bineînțeles, acest lucru trebuie schimbat. Voi apăsa ori pe vârful săgeții, pe acest vârf al săgeții, ori pe butonul reverse, astfel încât direcția să includă bosajele pe piesa de aici. Deci voi da aici reverse și iată cum au fost poziționate celelalte două bosaje. În total sunt patru. Putem verifica. Pe prima direcție 114, sunt două. Pe a doua direcție 120, sunt tot două. Cele patru elemente selectate se văd foarte bine în arborele de specificații. Este în regulă. Și dăm butonul OK. Se observă găurile străpunse, se observă teșiturile, se observă racordările. Desigur, orice modificare pe care eu o fac acum asupra oricărui element din gruparea Path 2, Hole 1, Chamfer sau Edge Fillet 3, orice modificare se va propaga și către celelalte trei bosaje. Spre exemplu, dacă acest Edge Fillet 3 fac dublu click și în loc de 2 mm voi introduce 3 mm, în momentul în care îi dau OK, se va actualiza bosajul acesta, dar se vor actualiza și celelalte trei bosaje aflate în Rectangular Pattern 1. Cred că este clar, cele patru bosaje sunt identice. Voi reveni la valoarea razei de 2 mm, ca în desenul de execuție, deci voi face dublu click aici și punem 2 mm. Vedeți că pentru o fracțiune de secundă, după ce am dat pentru o fracțiune de secundă, toată piesa s-a făcut de culoare roșie. Este momentul în care programul regenerează toate schițele, toate geometriile tridimensionale, deci practic face un update la solidul piesei. Pe această față de sus am acest bosaj, care este format din două zone cilindrice conectate cumva între ele. Haideți să ne uităm puțin pe această proiecție, să vedem cam ce cote avem. Văd întâi această cotă de Φ82, este un cerc. Φ82, el se află ca poziție la jumătatea distanței față de cele două linii orizontale. Se observă această cotă de 60 care trece prin centrul cercului de Φ82. Haideți să desenăm și noi pe fața aceasta. Vedeți că am selectat fața. Toate muchiile feței sunt marcate cu culoare portocalie. Am selectat fața.
voi intra într-o schiță nouă și aici voi desena un cerc. Un cerc, l-am desenat la întâmplare, este un cerc de diametru, cum spuneam, 82. Deci diametru aici de 82. Și spuneam că centrul său se află la distanțe egale față de laturile orizontale. Deci voi putea face următorul lucru. Selectez această muchie, țin control apăsat, selectez această muchie. Trebuie să am grijă să fac selecția muchiei și nu a feței, asupra feței. Deci selectez această muchie. Și apoi a treia selecție este centrul cercului. Aici îmi arată trei elemente selectate. Și mi se aprinde butonul, îmi devine disponibil acest buton, constrângeri definite într-o fereastră de dialog. Și aici voi bifa opțiunea de echidistanță. Puteam să-i dau de asemenea o constrângere de aici până în acest punct, să-i pun această constrângere de 60. Sigur, ea apare colorată în mov pentru că este o supra-constrângere, dar eu pot să fac dublu click pe acest 60 și să bifez această opțiune de aici, Reference, astfel încât această constrângere să devină cumva informativă. Vedeți că nu mai este colorată cu mov, a devenit colorată cu verde, dar este pusă între paranteze. Ea nu mai influențează geometria schiței. Acum, cercul a fost dimensionat față de cele două muchii, la distanțe egale, ați văzut că am bifat acolo echidistanță, i-am pus diametrul de 82, trebuie să-l poziționez încă o dată pe orizontală și pe orizontală o să observ această cotă de 17 mm, care este între centrul acestei găuri și cercul și centrul cercului de fi 82. Aici pot face mai multe, am mai multe variante de a rezolva problema. Pot inclusiv să dau distanța de 17 plus 43 față de această muchie de aici. Haideți întâi să începem cu aceasta. Deci iau constrângere, fac click pe muchia de aici, fac click pe centrul cercului și între cele două elemente pot da distanța de 60 de milimetri. Și atunci am poziționat cercul. De fapt, se și vede că cercul este marcat în culoarea verde. Spuneam că vreau să vă arăt și o altă variantă. Fac aici click dreapta, îi voi da delete la constrângerea aceea de 60. Cercul devine liber, așa cum vedeți. Și să încercăm să punem distanța de 17 mm. Vă mai arăt o variantă. Iau de aici un punct. Punem un punct undeva pe ecran aici. Spun că acest punct constrângere, acest punct cu muchia aceasta circulară de aici, click dreapta, să fie concentric. De acord? Punctul acesta apare ca o cruciuliță. Dacă fac click pe el și mă uit pe această bară de instrumente Sketch Tools, observ că punctul este făcut pe construcție standard, deci pe construcție adevărată. În momentul în care voi ieși din schiță, și haideți să ieși din schiță să vă arăt, în afara schiței sunt observabile și, bineînțeles, selectabile două elemente, cercul și punctul. Eu dacă voi dori să fac un extrud acestui cerc, nu voi putea pentru că schița în care se află cercul conține încă un element standard, care este acest punct. Și atunci, punctul trebuie transformat în element de construcție ajutătoare. Cum fac asta? Fac aici click pe cruciuliță și de pe această bară de instrumente Sketch Tools voi bifa această opțiune Construction / Standard Element. Și atunci, practic, punctul se va transforma și vizual într-un punct și, de asemenea, pictograma aceasta Construction Standard Element a devenit de culoare portocalie, deci, practic, este selectat.
Și atunci pot să dau frumos o distanță între cele două puncte, adică între centrul cercului și acest punct de aici. Bineînțeles că îmi este oferită o distanță pe o direcție oblică, nu sunt interesat de această valoare, voi face click dreapta și voi alege opțiunea Horizontal Measure Direction și într-adevăr aici pot să introduc valoarea de 17 mm. Aceasta a fost a doua variantă. Sigur, dacă ies din schiță, nu, acest punct de aici nu va mai fi vizibil. Ia să vă arăt. Uitați, punctul care era aici, era un X, nu mai este deloc vizibil. Voi intra încă o dată în schiță și încerc să vă mai arăt încă o variantă. Deci voi șterge această constrângere de 17, voi șterge punctul și vă arăt, după părerea mea, cea mai simplă variantă, și anume, voi face click pe constrângere, voi face click pe centrul cercului, voi roti puțin planul de vizualizare, portul de vizualizare, astfel încât să văd pentru această gaură, să-i văd suprafața cilindrică. Deci, practic, să văd gaura și să-i pot selecta axa. Vedeți, când am instrumentul de constrângere activat și mă duc cu mouse-ul pe această suprafață cilindrică, mi se previzualizează, mi se oferă pentru selecție axa acestei suprafețe. Pot să fac click aici. Este oferită aceeași distanță pe o direcție oblică. Voi face aici click dreapta și voi alege, bineînțeles, Horizontal Measure Direction. Și aici introduc valoarea de 17 mm. Ca să readuc piesa într-un port de vedere ortogonal, voi apăsa pe această pictogramă Normal View. Uitați? Și atunci piesa este poziționată ortogonal. Această a treia variantă seamănă foarte mult cu prima, nu, seamănă foarte mult cu a doua, cu excepția creării acestui punct. Deci nu a mai fost nevoie să creez acest punct, pentru că acest punct l-am obținut prin selectarea axei găurii. Dar, atenție, selectarea axei găurii este posibilă doar dacă am instrumentul constraint activat, pentru că dacă el este neactivat, când ajung cu mouse-ul pe această suprafață, se preselectează cumva suprafața. Dacă am instrumentul de constrângere activat, când mă duc pe suprafață, vedeți că se preselectează sau se evidențiază pentru selecție axa acelei suprafețe cilindrice. Bun. Am făcut primul cerc, se observă aici. Mai am încă un cerc de diametru 60. Voi merge puțin mai repede pentru că construcția sa este similară. Vedeți că atunci când l-am construit pe al doilea, l-am construit pe construcție, l-am desenat pe construcția ajutătoare, fiindcă această pictogramă a rămas activă din momentul în care am creat acest punct de aici. Am transformat punctul din construcție standard, deci din construcție adevărată, în construcție ajutătoare și atunci pictograma aceasta mi-a rămas activă și implicit când am desenat un nou element geometric în schiță, acesta a fost desenat pe construcție ajutătoare. Bineînțeles, cercul este selectat, pentru că abia l-am desenat. Vedeți, este cu contur portocaliu și este cu linie subțire și întreruptă. Pictogramă este activ, așa cum vedeți. Este suficient să apăs pe această pictogramă, da? Și el se transformă în element de construcție standard. Diametrul său este de 60 de milimetri. Deci diametrul de aici este 60 de milimetri și are o distanță de 60 între centrele celor două cercuri pe direcție orizontală și pe direcție verticală de o distanță de 15. Deci între acest centru și acest centru voi face click dreapta.
horizontal measure direction și voi introduce, cum spuneam, valoarea de 60 de milimetri. 60. Și pe direcție verticală, clic dreapta, vertical measure direction. Și aici avem o valoare de 15 mm. Voi întoarce puțin piesa, portul de vedere, îl voi întoarce așa, pentru a fi mai vizibile cele două cercuri. Am aici două racordări de rază 10 și în partea de jos și în partea de sus. Pentru a face aceste racordări, mă voi folosi de acest instrument Corner. Voi da de aici Corner. Și acum, pe bara de instrumente Sketch Tools, voi folosi opțiunea No Trim în locul opțiunii Trim. Pentru că dacă aș folosi Trim, să vă arăt, mi s-ar face această racordare de aici, de care sunt interesat, dar îmi sunt șterse anumite bucăți din cele două cercuri. Și nu doresc acest lucru. Ca atare o să dau undo. Voi lua din nou instrumentul Corner. Voi bifa, voi selecta, așa cum am spus, această opțiune No Trim. Voi racorda cele două cercuri aici. Aici am o rază de 10 mm, așa cum spuneam. Deci facem dublu click aici. 10 mm. În mod similar și sus. 10 mm. Da? Se observă că cercurile inițiale s-au păstrat și trebuie să ștergem anumite arce de cerc aflate între cercuri și racordări. Fiind mai multe elemente, voi face dublu click pe gumă și începem să ștergem aceste elemente. Putem verifica schița. Tools, Sketch Analysis. Este așa cum vedeți, este un profil închis, format din patru curbe. Sunt cele două arce de cerc rămase din cercurile mari și încă două arce de cerc datorate celor două racordări de rază 10 mm. Voi ieși din schiță și acum pot să extrudez acest profil pe o înălțime de 15 mm. Această dimensiune am mai folosit odată când am determinat înălțimea acestui element. Era 45 minus 15, ne dădea 9, atunci 30. Și acest 15 este practic înălțimea acestui bosaj. Deci voi da pad pe înălțimea de, cum spuneam, 15 mm. Se observă că avem și o rază de racordare de 3 mm în această zonă de intersecție dintre bosaj și suprafața plană. Voi selecta oricare dintre aceste muchii. Pot selectez muchia aceasta, pot să selectez muchia aceasta, pot să selectez muchia aceasta, dar cu atenție să selectăm muchie și nu față sau suprafață, pentru că mă pot duce aici și încercând să selectez muchia, să fac click pe această suprafață. Și atunci se selectează toate muchiile pe care le vedeți. Sunt toate aceste muchii cu portocaliu. Dacă dau acum racordare, programul încearcă să le racordeze pe toate. Nu sunt foarte convins că este posibil racordarea în aceste zone de aici. Deci, ca să selectăm doar o muchie, cu grijă facem click pe această muchie. Și muchia se selectează și devine de culoare roșie. Nu este necesară selecția și a celorlalte muchii, pentru că racordarea, vom folosi instrumentul Edge Fillet, racordarea prin această opțiune de tangență se propagă către toate muchiile. Vom introduce aici o valoare de 3 mm, așa cum spuneam, este valoarea de aici. 3 mm, preview, OK, și am realizat și această racordare. Bosajele astea se observă că au la interior două capete. Sunt aici sunt două lagăre. Unul este de fi 28, unul este de fi 40, dar au o parte de bosaj și
în interiorul capacului, în această cavitate. Deci va trebui să mai desenăm două cercuri, unul de Φ 50, altul de Φ 38, cercuri concentrice cu aceste cercuri mari de Φ 82 și Φ 60. Haideți să încercăm să le desenăm. Ele se află pe această suprafață, deselectez suprafața, intru în schiță și desenez primul cerc. Primul cerc care este de diametru 50, așa cum spuneam. Este acest cerc de aici. Și el este concentric cu cercul de Φ 82. Problema este că acest cerc de Φ 82 nu îl văd. Pe acest cerc nu îl văd. Și am de asemenea mai multe variante. O variantă ar fi să mă duc în această zonă de vizualizare umbrită a elementelor pe care le-am desenat și în loc de acest cilindru care se numește Shading with Edges, pot să aleg o altă opțiune, cum ar fi aceasta, Shading with Edges and Hidden Edges. Uitați. De acord? Și acum îmi apare acest cerc de Φ82. Apare cu linie întreruptă. Nu este un element de construcție ajutătoare. Este pur și simplu un element solid care se află dincolo de această față a, de această suprafață a corpului. Și în mod normal el este ascuns vederii pentru că această față este opacă și pot să dau o constrângere între acest cerc de diametru 50 pe care tocmai l-am constrâns și acest cerc de aici. Bineînțeles, îmi este oferit o distanță între cele două elemente. Voi apăsa butonul dreapta al mouse-ului și voi alege de aici opțiunea de concentricitate. De acord? Această acțiune a condus la poziționarea corectă a cercului de diametru 50. O altă variantă, voi reveni ca vizualizare, voi reveni în vizualizarea umbrită și fără muchii, fără a vedea muchile ascunse. Voi desena un alt cerc, cercul al doilea, așa cum văd, are diametru de 38 de milimetri. Voi face click pe cerc și aici n-am pe ce să fac click. Pot să întorc puțin portul de vedere și să selectez această muche care se află în spate. Deci eu de aici nu o vedeam, dar ea se află în spate. Și pot, chiar dacă sunt în schiță, am voie să am o astfel de vizualizare izometrică, astfel încât să pot selecta o muche aflată în spatele unei suprafețe opace. Pot să fac acum, bineînțeles, click dreapta și să aleg această opțiune de concentricitate. Da? Ies acum din schiță și voi extruda cele două cercuri. Voi da aici instrumentul pad. Se observă că extrudarea este în jos datorită acestui vârf de săgeată. Este în jos și am înălțimea de extrudare pare a fi dată de o cotă, am aici 26, de aici până aici am 15, deci înseamnă că practic cota de aici până aici ar fi acest 26 minus 21 cu 15, 6 de aici. Da, deci această înălțime de extrudare a celor două cercuri de Φ 38 și Φ 50 este de 5 mm. Deci introducem aici valoarea de 5 mm. Și bineînțeles, cele două cercuri, așa cum apare și aici, au o rază de racordare de 3 mm. Deselectez această muche de aici. O să țin control apăsat pentru selecție multiplă. Voi selecta și această muche de aici și vom da Edge Fillet cu valoarea de 3 mm este deja introdusă, putem să apăsăm preview și ok. A venit momentul în care vom crea cele două găuri. Gaura de Φ 40 întâi. Mă voi folosi de instrumentul Hole.
fac click pe fața de sus, positioning sketch, ca să poziționez centrul găurii, click pe constrângere, click pe centrul găurii, pe asterisul alb, click pe această muche circulară, voi face aici click dreapta și voi alege, bineînțeles, concentricitatea, ies din schiță, gaura, așa cum se vede de aici, este străpunsă și ulterior o să-i facem și o teșitură de 1,5x45. Fiind străpunsă, este vorba de up to next. Diametrul găurii, cum spuneam, 40 de milimetri. Ok? Și acum, această muche de aici, o voi teși folosind instrumentul chamfer, spuneam că este 1,5x45, se observă aici, și voi face această mică teșitură, 1,5x45 sunt valorile deja introduse. Ok? Deci aceasta este prima gaură. A doua gaură este o gaură alezată. Haideți să o poziționăm și apoi să vedem parametrii. Deci facem click pe hole, click pe fața de aici, positioning sketch, constrângere, centrul găurii, muchea circulară, tot așa click dreapta, concentric, bineînțeles, am ieșit din schiță. Și ea este o gaură străpunsă, diametrul mic este 28, up to next, diametrul mic este 28, spun diametrul mic pentru că sunt două diametre, este diametrul de 28 aici și se mai observă un diametru de 35 pentru această zonă alezată, pe adâncimea de 5 mm. Deci mă duc în tabul Type. În loc de o gaură simplă, aleg o gaură alezată. Diametru mare, spuneam că este 35 de mm, pe adâncimea de 5 mm. Desigur, cele două găuri, aceasta de aici și aceasta de aici, sunt cu aceeași axă, deci sunt coaxiale. Da? Deci am gaura mică de diametru 28, gaura alezată, zona alezată de diametru 35 și pe adâncimea de 5 mm. Apăsăm butonul OK și se observă foarte bine cele două găuri. Aici vedeți că nu am niciun fel de teșitură. Teșitura a fost doar la gaura de diametru 40. Piesa mai prezintă aceste 3 și cu 3, 6 găuri filetate. Haideți să încercăm să le creăm. Voi lua instrumentul Hole, voi face click pe această față aici, Positioning Sketch. Trebuie să fac o construcție ajutătoare, astfel încât să pot poziționa cu precizie această gaură. Și văd că am la dispoziție un cerc purtător al centrelor acestor găuri, cerc de diametru 61 de mm. Deci, sunt în schița 17, schița 17 care ține de hol 7 și voi desena un cerc aici. Se observă că atunci când sunt într-o schiță a unei găuri, singurul element de construcție standard, de construcție adevărată, este acest asterisk, este centrul găurii. Orice altceva vin să desenez va fi trasat, va fi desenat cu linie întreruptă și linie subțire. Deci va fi un element de construcție ajutătoare, cum este acesta. Diametrul, spuneam că este de 61 de mm. Voi da o constrângere de concentricitate între acest cerc și o muche circulară a găurii. Click dreapta, concentricitate, se observă. Pun așa ca să se observe mai bine cercul. Acest asterisk care este centrul găurii trebuie să aparțină acestui cerc. Le-am selectat și pictograma de constrângere, click dreapta, aleg de aici coincidență. Deci am pus asterisul, centrul găurii, l-am pus pe acest cerc. Vedeți că acum îl pot mișca liber, dar este cumva constrâns față de acest cerc. Va trebui să mai trasez o linie
voi lua o linie din centrul cercului de construcție ajutătoare, duc o linie verticală, este verticală pentru că în momentul trasării culoarea liniei este albastră, până când mă intersectez cu cercul de diametru 61. Da? Dacă mergem într-o reprezentare ortogonală, se observă că această linie este verticală, are acest simbol V de paralelism între ea și axele sistemului de coordonate. Deci este o linie verticală. Constrângere. Centrul cercului, adică centrul găurii, adică acel asterix, cu punctul de intersecție dintre cerc și linia verticală, îmi dă, bineînțeles, o distanță între ele. Nu sunt interesat de distanță, sunt interesat aici de coincidență. Și voi face click dreapta și din meniul contextual care apare, voi alege această opțiune de coincidență. În acest moment, după ce am făcut două construcții ajutătoare, și anume cercul acesta de diametru 61 și o linie verticală care unește centrul cercului și cercul, deci o linie verticală, în punctul lor de intersecție dintre linie și cerc, ambele sunt construcții ajutătoare, în punctul lor de intersecție am poziționat centrul găurii, adică acel asterix care reprezintă centrul găurii. Când ies din schiță, îmi sunt oferite implicit dimensiunile, îmi sunt oferiți parametrii de la gaura anterioară. Gaura anterioară a fost aceasta. Bineînțeles că cele două găuri, gaura de aici, este o gaură filetată. Uitați aceasta sau aceasta. Cealaltă e o gaură alezată, nu au nicio legătură între ele, dar mie îmi sunt oferiți acești parametri, trebuie să-i modific. În primul rând, trebuie să vedem că aceste șase găuri sunt găuri filetate, sunt metric 12 și foarte important, nu sunt găuri străpunse. Nu sunt găuri străpunse. Deci voi schimba opțiunea Up to Next de aici în blind. Se observă pe secțiunea ABB că aceste găuri prezintă acest con la capăt, este practic vârful burghiului. Deci de aici în opțiunea Bottom voi alege în loc de Flat, voi alege opțiunea V-Bottom. Și aici în funcție de material burghiul lasă o urmă de unghi diferit, în cazul nostru este de 120 de grade. Adâncimea găurii este de 15 mm. Aceasta, 15 mm. Asupra diametrului nu voi lucra acum, pentru că îl voi selecta, filetul din acest tab Thread Definition. Dar până acolo trebuie să mergem în tabul Type și să schimbăm din gaură alezată, cum a fost aceasta, într-o gaură simplă. Da? Și apoi mergem în tabul care stabilește dimensiunea filetelor. Bifăm aici această opțiune Threaded să fim siguri că este o gaură filetată și se vor aprinde aceste opțiuni. Nu vom merge pe un filet nestandard, ci pe un filet standard, pe un metric thin pitch, adică va fi un filet cu pas normal sau cu pas mic. Este vorba de metric 12. Voi merge pe opțiunea de metric 12 ori 1,25, metric 12. Iar 1.25 este pasul filetului. Îmi dai aici diametrul găurii, vedeți că sunt câmpuri închise, nu pot fi modificate. Adâncimea filetului îmi este oferită implicit la 10 mm. 10 mm este și pe desenul de execuție. Adâncimea găurii este de 15 mm. Se observă foarte clar aici 15 mm.
și pot să dau un preview. Se observă gaura, că nu este o gaură străpunsă. Ok. Se observă aici conul acesta, lăsat de vârful burghiului. Din păcate, nu este vizibil și filetul găurii, pentru că există o convenție prin care tot ce înseamnă filet de gaură sau filet de șurub nu este reprezentat. Știm totuși că este o gaură, că această gaură este o gaură filetată, fiindcă apare această simbolizare a filetului pe trei sferturi din circumferința găurii. O gaură simplă este aceasta, vedeți că această simbolizare nu apare, și o gaură filetată este aceasta, și uitați simbolizarea filetului, așa cum apare și în desenul tehnic. Bineînțeles, aceste găuri au o teșitură, scrie aici undeva că teșiturile necotate sunt 1,45 grade, voi selecta deci această muchie, voi selecta de aici chamfer și am 1 ori 45 de grade, ok, și iată că elementele hole 7 și chamfer 6 sunt și ele adăugate în arborele de specificații. Această gaură, bineînțeles, va trebui să o multiplicăm circular în jurul găurii de diametru 40. Este foarte simplu. Voi selecta hole 7, voi ține apăsată tasta control, voi selecta și chamfer 6 și de pe această bară de instrumente voi selecta instrumentul Circular Pattern. Se observă la obiectul Pattern, sunt două elemente, este gaura și teșitura. Elementul de referință este această suprafață cilindrică din interiorul găurii. Sunt 6 găuri. Și putem alege aici opțiunea Complete Crown, o coroană completă, astfel încât unghiul total de 360 de grade să fie împărțit la numărul de găuri și, practic, între două găuri succesive avem acest unghi calculat în mod automat de program de 60 de grade. Sigur că puteam introduce, în oricare dintre opțiunile de aici, se pot introduce parametri, spre exemplu, la instanțe și unghiul total. Aici se pot introduce 360 de grade, 6 instanțe am modificat, am pus 7 pentru că nu se numără și cea inițială. Pot să merg inclusiv pe opțiunea Angular Spacing și Total Angle, la fel, vedeți? Sau pot să merg, cel mai simplu este să merg pe opțiunea de aici, Complete Crown, să spun că am în total 6 instanțe pe unghiul de 360 de grade, deci avem între două găuri succesive, între două instanțe succesive avem 60 de grade. Apăsăm Preview, apăsăm OK și se observă că au fost multiplicate cele două elemente, hole 7 și chamfer 6, folosind circular pattern, astfel încât am obținut cele 6 găuri. Nu cred că piesa mai are vreo geometrie pe care să o fi uitat. Putem să cântărim și să măsurăm cumva piesa. Iau de aici measure item. Pot să fac click pe part body. Îmi dă volumul și îmi dă suprafața piesei. Așa ceva puteți să vă verificați dacă modelul 3D creat de voi este identic cu modelul 3D creat de mine. Și dacă vreau să o și cântăresc, am aici measure inerția. Facem click pe part body. Introducem o greutate de 7800 kg pe metru cub. Și îmi spune că piesa are aproape 2,5 kg. Deci această piesă, dacă ar fi făcută dintr-un material cu densitatea de 7800 de kg pe metru cub, ar cântări
în jur de 2,5 kg. Aceasta este piesa. Am terminat. Vedeți că sunt foarte multe elemente care au stat la baza creării piesei. Oricare dintre elementele de aici poate fi editat. Paduri, sketch-uri, racordări. Astfel încât, în cazul în care desenul de execuție, sau mai bine zis proiectul, o cere, această piesă să poată fi actualizată.